Bună, dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi voi prezenta o prăjitură cu nuci, gem, este o prăjitură foarte fragedă, am botezat o prăjitură al Moș Nicolae. Suntem în ajun de sărbătoarea copiilor, deci haideți să gătim prăjituri pentru copii cât mai multe. Vom pregăti baza aluatului din 6 ouă, 400 ml de lapte condensat. Laptele condensat, dacă nu aveți, puteți să-l gătiți în casă. Laptele condensat este o dulceață de lapte. Se gătește exact după principiul la dulceață 1:1, adică dacă vreți să obțineți 500 ml de lapte condensat, se fierbe din 1 litru de lapte cu 500 ml de 500 de grame de zahăr, se fierbe până se scade laptele la jumătate, dar se pune într-un vas înalt că se spumează foarte mult. V-am arătat deja pe canal eu rețeta de lapte condensat, am făcut în lapte vegetal, dar se poate face din orice fel de lapte. Nu este scump, în magazine se găsește, cel puțin în Grecia este 1 euro o cutie de lapte condensat. Nu știu în alte țări ce prețuri. În Moldova la fel știu că se găsește, dar dacă nu-l aveți, îl gătiți. Deci, așa, avem 400 de grame de lapte condensat, îmi cer scuze, 6 ouă. Venim cu 200 de grame de unt topit, 15 grame praf de copt și 350 de grame de făină. Toată compoziția o mixăm timp de 10 minute la mixer. În 200 de grame de dulceață adaug 200 de grame de nucă pe care am arunțit-o și aici mai vin în jur de 100 de grame din compoziția de blat. Deci un polunic am adăugat. Am să vă rog să urmăriți atent montajul, pentru că este important la această prăjitură să fiți atenți cum montăm noi această prăjitură. Etapele coacerii. V-am arătat eu acum 2 ani, deci la început când am deschis eu canalul, v-am arătat un chec nemțesc. Deci după principiul acelui chec vom face și această prăjitură. Cine l-a văzut atunci, o să-și dea seama și acum cum lucrăm. Cine nu l-a văzut, vedeți acum. Așa, deci punem între timp la încălzit cuptorul la 180 de grade. Vom face un strat subțire de blat. Îl repartizăm uniform cu paleta în forma în care coacem prăjitura. Avem un aluat foarte fin, puteți să-l folosiți la blaturi pentru tort, este un blat foarte gustos, îi faceți o cremă. De fiecare dată prăjiturile pe care vă le prezint, nu vă place, de exemplu, cum am combinat eu o cremă cu nu mai știu ce blat, sau vă place doar crema sau doar blatul, vă faceți prăjitura care vă place, dar ceva oricum găsiți util. De fiecare dată vreau să vă aduc noutăți. Ideile mele le transmit mai departe. Așa. Și acum, deci, primul strat îl punem la copt pentru 5 minute. Ne uităm după ceas. 5 minute la 180 de grade. Venim cu stratul 2. Deci după 5 minute de cuptor, dulceața,
ușor. Așa. Și acum venim iarăși deasupra. Deci am creat stratul 3 și mergem din nou la cuptor. De data aceasta mărim cu un minut, deci 6 minute va sta. Deci prima treaptă stă 5 minute, apoi mergem cu treapta 2, 3, 6 minute. La fel la 180 de grade, deci cuptorul nu mai umblăm, la temperatură așa mergem 180. Venim cu stratul 4, iarăși cu dulceața. Observați, stratul deja îl fac un pic mai gros, da? Am adăugat mai multă dulceață, că deja baza noi am creat-o și crește. De-aia am zis să fiți atenți la acest montaj, că sunt așa niște mici chichițe la această prăjitură, care e bine să le urmăriți. Să obținem o prăjitură delicioasă, care eu am numit-o prăjitura lui Moș Nicolae, care o gătim din timp, da? I-am dedicat lui Moș Nicolae o prăjitură. Așa, și acum iarăși venim cu un strat de blatul principal, să-i zicem așa. Și aici, observați, venim cu un pic mai mult blat. Așa. Și acum va merge pentru 8 minute. Deci am fi ce strat? A cincilea, da? Avem că mergem câte două straturi. Primul a fost fără pereche, să-i spunem, fără dulceață. Da? Și ăsta este deja stratul 5, care mergem acum 8 minute la cuptor, la aceeași temperatură, la 180 de grade. Venim acum cu ultimul strat. Bine, penultimul, că mai venim și cu blatul de bază. Dar să zicem ultima pereche, că mergem așa în pereche. Vedeți cum gătim o prăjitură direct cu, să zicem așa, cu cremă în ea. O facem în straturi, da? În culori. Puteți să o faceți și cu ciocolată și nucă, la fel se potrivește. Topiți ciocolata, puneți un pic de blat în ea și nucă și la fel o să fie foarte gustos. Eu am ales să o fac cu dulceață. Și aici la final punem tot blatul care ne-a rămas. Probabil v-ați prins deja cum merge și acum va merge la cuptor pentru 10 minute. Venim cu zahăr pudră și acum
O lăsăm să se răcească bine, bine. Avem răbdare, că miroase foarte bine, dar noi avem răbdare. Suntem copii cu minți și avem răbdărică. Și imediat o porționăm și o arătăm cum se prezintă. Și acum porționăm prăjitura. Am să scot inițial marginile. Exact cum facem cu o prăjitură clasică. Aici o parte din margini deja au zburat. Au fost... au plecat pe lună. La noi nimic nu se risipește. Totul se consumă. O porționați cum vă place dumneavoastră. Eu o porționez clasic. Așa. Și acum o aranjăm. Uitați ce bine arată. Este o prăjitură care se gătește din prima. Adică ați văzut. Strat cu strat. Și o aranjăm și nu stăm după aia să mai pierdem timp să o montăm, să nu știu ce. Deci în 30 de minute ați gătit o prăjitură foarte gustoasă și apetisantă. Eu așa am botezat-o, prăjitura lui Moș Nicolae. Așa mi-a venit mie, este în ajun de sărbătoarea lui Moș Nicolae și am zis să-i dedic o prăjitură și moșului. Copiii au fost cu minți, da? Ce o să-l aștept de pe moșul? I-am zis cu această ocazie să aibă moșul și prăjitura lui. Ce ziceți? Am nimerit numele? Se potrivește? Eu zic se potrivește. Da. Avem nuci, avem dulceață. Este o prăjitură exact așa. Am decorat-o intenționat cu zahăr pudră, să fie așa ca o nensoare, da? În ton cu sărbătorile de iarnă. Puteți să o gătiți pentru Crăciun, nu neapărat pentru Moș Nicolae. Puteți găti și vara. De ce nu? Deasupra puteți să o decorați cu ciocolată, dacă nu vă place decorul meu cu zahăr pudră. Deci, e... Eu v-am arătat... Exact, eu v-am arătat ideea dumneavoastră mai departe. O duceți mai departe și o faceți și mai bună. O îmbunătățiți. Astea îmi rămân, nu mi-ncap aici, pe platou. Vai, oare ce o să întâmple cu ele? Vai, copiii au început să plângă. Mami, cum așa? Au rămas niște prăjituri care nu încap pe platou. Asta e, se mai întâmplă. Este o prăjitură foarte gustoasă, dragilor. Eu vă recomand cu drag, din toată inima, să o gătiți. E simplu, e gustos și e frumos. V-am pupat și ne revedem la rețeta următoare.